Preamărit să fie Domnul! Amin. Și noi spunem, Maranata, vino, Doamne Iisuse! Amin. Mai multe cântări din această seară au vorbit despre revenirea Domnului Iisus. Mai multe cântări au pomenit ceea ce înseamnă așteptarea noastră pentru întâlnirea cu Domnul. Și în această seară mesajul se leagă de aceeași temă, având în vedere că suntem la încheierea acestui an, aș vrea să ne motivăm să fim mai atenți, mai treji, mai veghetori și mai pregătiți să-L întâmpinăm pe Domnul atunci când va veni pe nori. Observați dumneavoastră că finalitatea tuturor lucrurilor a fost un gând primordial și al ucenicilor. Încă din vremea Domnului Iisus, ei au început să pună întrebări. Când are să se sfârșească viacul acesta? Care va fi semnul venirii tale? Când te vei întoarce înapoi? Cum să așteptăm întâlnirea cu tine? Ce ar trebui să facem? Ai acum de gând să instaurezi în împărăția lui Israel? Și aceste idei a finalității vremurilor, așa cum sunt știute ele, au făcut, dacă vreți, de multe ori tema și teza multor întrebări care ucenicii le-au avut. Ceea ce noi înțelegem astăzi prin doctrina creștină ca și răpire a bisericii, nu a fost detalată foarte cu deamănuntul de Domnul Hristos, mai cu precădere vorbind Domnul Hristos despre a doua revenire glorioasă. În schimb, această lucrare, care este o taină deosebită, a fost enunțată prin descoperirea Domnului Sfinților Apostoli și ei pe Sfintele Scripturi ne-au scris-o. Ne spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15, cu 51, iată vă spun o taină, un mister, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați, spune Apostolul Pavel. Așteptăm această realitate, momentul când Hristos se va întoarce să-și ia biserica acasă. Va fi revenirea glorioasă când Hristos va instaura împărăția milenară și noi o așteptăm, noi ne rugăm, vie împărăția ta, Doamne. Dar acest moment al adunării noastre, să fim împreună cu Domnul pentru totdeauna, să fim glorificați, să schimbăm din starea noastră umilă a trupului acestea supus putrezirii și slăbiciunii, o așteptăm din toată inima și Duhul și Mireasa așteaptă zicând, vino Doamne Iisuse! Este o așteptare a bisericii. Dar această așteptare a fost crunt dezbătută și răstălmăcită și de multe ori atacată de foarte mulți oameni. Însuși Apostolul Petru spunea despre o astfel de categorie de oameni numiți batjocoritorii. Capitolul 3 din a doua epistolă, versetul 3. Înainte de toate să știți că în zile din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocori care vor trăi după poftele lor și vor zice unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa așa cum erau de la începutul zidirii. Și noi vom spune, în decursul acestui an, am auzit de mai multe ori prorocii în care Domnul spunea, vin curând să-mi ia mireasa. De fapt, stai, de acum 10, 20, 30, 40, 50 de ani, cei care țineți mai în vârstă ați auzit prorocii prin care Domnul spunea, poporle pregătește că vin să-mi ia mireasa. Și se pune o întrebare atunci, unde este Domnul? Pentru că a trecut și anul acela și anul acelalalt și uite că suntem la finale acestui an și se pune o întrebare, Domnul încă n-a venit, când are să vină Domnul? Ce ar trebui ca noi să putem rămâne pregătiți pentru întâlnirea cu Domnul? Și încă unii ori mai vine câte unul la amvon așa mai entuziasmat spunând, fraților, vine Domnul Iisus, Maranata, Domnul vine! Și frații unii ori mai spun un amin, alții ori mai tac, alții ori se uită la ei mai ciudat, ce tot e cu Maranata în sus și în jos? Măcar că Apostolul Pavel încheia epistola către Corinteni spunând, dacă nu iubește cineva pe Domnul Hristos să fie anatema. Maranata, Domnul vine. Adică, dragii mei, biserica așteaptă și răspunde la această chemare. Noi așteptăm să vină Domnul Iisus Hristos. Dar auzind aceleași prorocii, aceleași prevestiri, aceleași predice escatologice, se pune o întrebare. Oare mai vine Domnul? Oare mai are rost să mai veghem, să mai așteptăm că vine Domnul Hristos? Că, uite, tot încă nu a venit Domnul. Și nu uităm că lumea în care noi trăim există o stare de strălucire care caută să ne atragă privirea, să fermece ochii oamenilor. Când a fost ispitit Domnul Hristos, ni se spune că a fost dus să vadă toate împărățiile lumii și strălucirea lor. Și diavolul îi spune, toate ți le dau ție dacă te închin mie. Și observăm că în contextul vieții umane în care noi trăim, în contextul acestei străluciri care ne caută ochii și care ne caută
inima și auzim aceleași prorocii că vine Domnul, se pune o întrebare. Mai vine Domnul Hristos? Mai are rost să mai așteptăm, să mai veghem, să mai fim atenți? Ca un copilaș care stă lângă părintele său la aeroport, așteptând să plece avionul. Și avionul are întârziere și încă nu a plecat. Și iară stă și stă. Și la un moment dat copilul tot așteptând adoarme. Și într-o zi spune tata, scoală-te că plecăm, acum pleacă avionul. Așa suntem și noi în așteptarea după Domnul Hristos. Și la un moment dat ne cuprinde somnul, ne cuprinde somnolența și intrăm într-aceea stare în care începem tot mai mult să visăm, întrebându-ne mai vine Domnul sau nu. Măcar că dezideratul care Domnul Hristos îmi spunea era, ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați. Întrebarea este ce înseamnă să veghezi, ce înseamnă să fii treaz, ce înseamnă să fii atent, ce înseamnă să dormim, ce înseamnă aceste lucruri. De aceea, în contextul acestor explicații, dragii mei, vom înțelege că cei ce dorm și au intrat în stare de somnolență nu vor prinde răpirea. Și de aceea am intitulat acest mesaj într-un mod atipic, somnoroșii care vor pierde răpirea. Somnoroșii care vor pierde răpirea. Și Doamne fer să fim noi oamenii aceia. Că e foarte posibil și noi în așteptare să obosim, să nu mai vrem, să ațipim și să adormim. Și să devenim și noi niște somnoroși care așteptăm răpirea. Și dacă dormim, tare se poate că nu vom fi gata când se va întoarce Domnul. Oare când va fi răpirea? Asta e întrebarea cheie. Și auziți la multele canale care acum sunt puse pe YouTube, în care mulți predicatori și păstori cu renume vin și dispută și discută și intră în dezbatere când va fi răpirea. Și desigur, eu cred că în zilele acestea am auzit și alte predici mai care mai de care, că deja s-a votat un nou parlament în Israel, cel mai de dreapta care a fost în istoria lor, și acum vor veni alte teorii cum o să fie cu Israelul. Putin deja spune că vrea să vorbească cu președintele Chinei undeva în primăvară, să vină până la ei, și ce înseamnă Rusia cu China împreună. Dacă îi băgăm prin Ezechiel, prin Hagai, prin Sefania, poate pe undeva îi scoatem și pe ăștia la liman și încercăm care mai de care să punem odată când o să vină Domnul. Până acolo că unii s-au încumetat de ani de zile să tot pune dăți când are să vină Domnul Iisus Hristos. Dar observați că Mântuitorul, știind apetitul nostru pentru informație, ne-a închis ușa la domeniul și capitolul acesta în versetul 32. Cât despre ziua aceea sau ceasul acela, nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Pe aceste lucruri, soracele, Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Tatăl este cel care le păstrează și nu vrea să le împărtășească pentru că sunt ale lui. La împlinirea vremii, Dumnezeu va chema biserica acasă. Zic, Doamne, vino cât mai curând. Dar până atunci ne vrem să estimăm, să vedem când, în ce fel. Desigur, Domnul Hristos ne creionează contextul vremii în care trăim și îl putem anticipa după anumite semne. Dar vreau să vă spun că revenirea Domnului propriu zisă, nimeni nu o poate anticipa, nimeni nu o poate ști, că Domnul a spus că acest ceas nu-i cunoscut de nimeni. Nouă ne rămâne un singur lucru. Nu să intrăm la analize, la fel de predicții, ci noi să veghem ca să fim gata. Problema este ce înseamnă să veghezi. Și ca să înțelegem, Domnul Iisus ne dă o pildă, versetul 34. Se va întâmpla ca și cu un om plecat în altă țară, care își lasă casa dărobilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui și poruncește portarului să vegheze. Gândiți-vă, dragii mei, că în vremea aceea să plece în altă țară însemna un timp lung. Nu era acasă, te urci în avion și te trezești în câteva ore în Europa sau undeva în altă parte a Europa, în Asia, te trezești în Australia, hai că treci o zi, dar tot ajungi în Australia. Nu era așa. Dura un timp lung să ajungi, un timp lung să te întorci înapoi și ce aveai să faci acolo? Alt timp. Era o vreme lungă. Și Domnul spune ca să-i ajute să înțeleagă. Revenirea Domnului nu va fi imediat, așa pe loc, cum pleacă și vine. Va dura un timp și acest timp se reflectă ca un om care pleacă în altă țară, are de făcut mai multă vreme ceva treabă acolo și într-o zi se întoarce înapoi. Dar la plecare, robilor săi le dă putere, le delegă putere. Cuvântul aici este exousia, adică putere delegată. Le împarte fiecăruia o măsură de autoritate pentru ce au de făcut. Și auziți, arată fiecăruia care este datoria lui. Adică, dragii mei, în biserica lui Dumnezeu nu este niciun șomer. Fiecare are ceva de făcut.
Am fost surprins în ziua de astăzi când cineva din România m-a contactat cu niște cuvinte de îmbărbătare și mi-a spus: frate, nu mă cunoști, dar vreau să spun că eu nu slujesc la amvoanele bisericilor, în schimb fac un lucru, mă rog pentru slujitori și pe lista mea de rugăciune ești și tu și dacă vreodată ai nevoie să postesc împreună cu tine, te rog să mă suni. Am rămas surprins, dragii mei. Un om care nu face parte din biserica aceasta, care n-are nicio dorie față de mine, dar care a fost pus de Domnul să se roage pentru alții. Vreau să vă spun, dragii mei, că în ziua de astăzi e mare nevoie de mijlocitori. În ziua de astăzi e mare nevoie de oameni care să stea în spărtură, să mai invoce cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Domnului, să mai lucreze printre noi. Doamne, mai lasă în biserică astfel de oameni. Și, dragii mei, vreau să vă spun că în adunare lui Dumnezeu fiecare are o slujbă. A arătat fiecăruia în parte care este datoria lui. Nu este unul care poate spune: eu sunt strict consumator. Fiecare are ceva dat din partea lui Dumnezeu. Poate te rogi, poate cânți, poate predici, poate prorocești, poate știi să faci ceva administrativ, poate cu bunul tău contribui, dar fiecare, dragul meu, are un rol în casa lui Dumnezeu. Șaminul din bancă are un rol în casa lui Dumnezeu. Doamne, binecuvintează-ți biserica! Dar acest stăpân care arată fiecare datoria lui, pune un portar care se vegheze peste casă și îi poruncește. Cuvântul acesta, să poruncești, nu este numai decât ceva facultativ, îi explică să fii atent, ci cuvântul invocă ceva care se bazează pe finalitate. Îi dă o poruncă care trebuie să-și vadă finalitatea. Îi poruncește să vegheze. Și eu mă întreb încă o dată, ce înseamnă să veghezi? Că aceste cuvinte parcă tot apar, să veghem. Ce înseamnă să veghezi? Versetul 33. Luați seama, 1, 2, vegheați și 3, rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea. Nu știți înseamnă nu puteți anticipa și vremea aceea este cuvântul kairos, care înseamnă o vreme hotărâtă, oportună a lui Dumnezeu. Nu puteți anticipa vremea hotărâtă de Dumnezeu, nu puteți anticipa. Și de aceea, 1, luați seama, 2, vegheați și 3, rugați-vă. A luat seama înseamnă să te uiți cu atenție ca să înțelegi sensul unui lucru. A percepe la nivel de facultatea minții și să-i poți înțelege sensul. Asta înseamnă să iei seama. Să te uiți foarte atent la ceea ce se întâmplă, ca mintea ta să fie luminată. În al doilea rând, a veghea înseamnă a sta treaz. Este exact opusul a dormi. N-ai voie să dormi. N-ai voie să închizi ochii. Trebuie să stai treaz. O santinelă de bună oară trebuie să vegheze. N-are voie nici măcar un pic să închidă ochii. Trebuie să fie întotdeauna cu ochii ațintiți pe ținta care i s-a dat. Asta înseamnă să veghezi. N-ai voie să dormi. Dar împreună cu acestea se mai leagă un cuvânt. Rugați-vă. Și ori de câte ori veți găsi expresia vegheați în Sfânta Scriptură, în Noul Testament, se leagă de aspectul rugăciunii, dragii mei. A persista în legătură cu Domnul în rugăciune este antidotul pentru somnul care poate intra în inima noastră. Spune Domnul Hristos: vegheați dar, pentru că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineața. Lumea greco-romană împărțise ziua în ziua de lucru și timpul de noapte, de la 6 seara până la 6 dimineața, în 4 străji. De aceea găsiți în Sfânta Scriptură straja 1, straja 2, straja 3. Observați cum se împart. Spune Biblia: dacă va veni seara, asta e straja 1, de la ora 6 seara până la 9 seara. Dacă va veni la miezul nopții, asta e straja 2, de la ora 9 până la ora 12 noaptea. Apoi, straja a treia, cântarea cocoșilor, de la ora 12 până la ora 3 dimineața. Sau dimineața, straja a patra, de la 3 dimineața până la 6 dimineața. Acum gândiți-vă la ce spune Domnul aici. Stăpânul se va întoarce și va trebui să fiți pregătiți, pentru că el se poate întoarce în una din aceste patru momente. Dar nu spune în timpul zilei.
Toate sunt în timpul serii când omul nu mai lucrează. După o zi întreagă de lucru vii acasă și la prima strajă vrei să te relaxezi, vrei să mănânci, vrei să te speli, vrei să stai un pic liniștit. Apoi poate la a doua strajă până la 12 noaptea mai petreci timp cu copiii, cu soția împreună, mai te deletezi citind o carte, vrei un pic să te relaxezi. Ca mai apoi de la 12 noaptea încolo ai vrea să dormi, să poți să te odihnești. În contextul momentului când suntem cei mai obosiți, spune aici să veghem că se poate întoarce stăpânul în momentul în care noi nu ne așteptăm. În momentul care este cel mai neprielnic și noi am spune, dar nu-i normal să doarmă omul noaptea? Păi este dat de Dumnezeu. Ni s-a dat o noapte și o dimineață și trebuie să dormim noaptea. Dar în contextul spiritual, dragii mei, n-ai voie să dormi. Ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați. Adică înseamnă să stai de veghe, să stai treaz. Dacă e nevoie, pune bețișoare în ochi și stai treaz. Veghează că se întoarce stăpânul și nu vei ști momentul în care se întoarce. Și acum auziți, temeți-vă ca nu cumva venind fără veste, fără să vă anunțe, să vă găsească dormind. Și aici e problema fundamentală. În așteptarea revenirii Domnului Iisus Hristos, după multele prorocii care le-am auzit, se prea poate întâmpla că la un moment dat, pentru că nu a venit Domnul nici în ianuarie, nici în aprilie, nici în mai la convenție, nici în octombrie la convenție, nici la stăruință, nici după stăruință, și uite că e 31 decembrie, aproape gata ziua, încă nu a venit Domnul să-L mai așteptăm, și atunci unii intră într-o stare de ațipire și adorm. Temeți-vă! Ca nu cumva atunci când se întoarce, fără să vă anunțe, fără să vă dea SMS, fără să vă dea update pe WhatsApp, temeți-vă ca nu cumva să vă găsească dormind. Și m-am întrebat ce înseamnă să dormi la contextul acesta spiritual. Observați pe scurt, dragii mei, trei lucruri ce înseamnă să dormi. Somnoroșii care nu vor prinde răpirea sunt aceia care se încurcă cu păcatul. Asta înseamnă, în primul rând, să dormi. Efeseni, capitolul 5, cu versetul 18, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, 14. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Dacă mergem un picuț mai devreme din versetul 9, căci rodul luminii sunt orice bunătate, neprihănire și în adevăr, cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiți-le, căci e rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală, pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi. Dragii mei, nu că e rușine să facem păcat, e rușine să vorbim ce fac ei ascuns ca și păcat. Dumnezeu ne vrea sfinți în toată purtarea noastră. Doamne ajută la aceasta! Și creștinul care în așteptare revenirii Domnului Hristos își permite să mai cocheteze cu păcatul aici colo. Și tu zici mai devreme, Efeseni capitolul 5, aspectul de curvie, de lăcomie, de avere, necurăție, sau să nu se iau de cuvinte porcoase, glume nechipzuite, niciun lacom de avere, închinător la idol, curvar, stricat. Toate aceste lucruri, dragii mei, sunt aspecte care desprind pe om de Dumnezeu. Și Biblia ne spune, nu cumva să dormiți. Observați că aceste lucruri, dacă apar în viața unui credincios, îl duc într-o stare de somn și devine un somnoros care va pierde răpirea. Primul nivel de somn înseamnă să te încurci cu păcatul în viața ta. N-așteptați să vină o boală, ca să fie nevoie de ungere cu un de lemn, ca mai apoi să fii întrebat relativ forțat, măi, ai ceva de mărturisit, ca să-ți descarci bagajul. Repară viața ta în seara aceasta, cât mai este har, cât se mai poate, că ziua de mâine nu are nimeni. Nu știm când se întoarce Domnul. Noi spunem că a trecut anul și nu a venit Hristos, dar știți că până la 12 noaptea mai poate să vină Hristos? Ca lui puterea în cer și pe pământ. Și de aceea, dragii mei, hai să ne pregătim pentru întâmpinarea Domnului. Doamne ajută la aceasta! Somnoroșii care nu vor prinde răpirea sunt cei care se încurcă cu păcatul crezând că oricum nu contează. Dumnezeu urăște păcatul și ne vrea sfinți în toată
purtarea noastră. În al doilea rând, dragii mei, somnoroșii care nu vor prinde răpirea sunt cei care obosesc în lucrarea lui Dumnezeu. Matei capitolul 26 cu versetul 40. Apoi veni la ucenici, acum în grădina Ghețimani, i-a găsit dormind și le-a zis, ce? Pentru un ceas n-ați putut veghea împreună cu mine? I-a găsit dormind pe ucenici, i-a pus să facă ceva și ei au obosit și în loc să continue mai departe, au ajuns într-o stare în care obosesc în lucrare. Dar te-am pus să veghezi, te-am pus să faci ceva și apar descurajarea. Dar tot eu o să fac? Uite că numai eu sacrific, numai copiii mei, numai familia mea, numai banii mei. Bine că alții nu pun, alții vin, bine, mersi, pleacă acasă, nu le pasă. Tot eu să fac? Și cel ce obosește în lucrarea lui Dumnezeu, în ceea ce stăpânul i-a dat fiecăruia în parte, este unul care intră în adormire și devine un somnoros care nu va prinde răpirea. De aceea, dragii mei, să nu cumva să cădem de oboseală, se spunea mai devreme. Să ne uităm țintă la Hristos, care în ciuda faptului că a dat absolut totul în timpul vieții sale pământești, a fost renegat de alții, a fost alungat de alții, a fost scuipat și huidit de alții și nu s-a văzut evident un rod. La cruce, când murea, s-a întors tâlharul, dar spunea Isaia, va vedea rodul suferințelor lui și se va înviora sufletul. Și peste ani de atunci, mulți, mulți au venit la mântuire prin jertfa Domnului Hristos. Să nu cazi de oboseală, nu crede că postul tău e în zadar, rugăciunea e în zadar, venind la biserică e în zadar, dar numai eu o să vin dimineața, uite că alții nu vin, nu pot sta și eu acasă, vino mai departe, că vine Iisus Hristos cu răsplata și în ziua aceea Domnul îți va răsplăti, mărit să fie numele Domnului. Somnoroșii care vor pierde răpirea sunt cei care se încurcă cu păcatul, sunt cei care obosesc în lucrarea încredințată lor și în ultimul rând, dragii mei, sunt cei care obosesc în așteptarea revenirii mirelui. Matei 25:4. Fiindcă mirele zăbovia, au ațipit toate și au adormit. Cele 10 fecioare, toate au ațipit și toate au adormit. Dragii mei, în așteptarea revenirii Domnului Hristos, noi suntem într-o constantă luptă. Vine Domnul, poate vine azi, poate vine mâine, nu vine, vine poi mâine, lasă că mă pregătesc, vine săptămâna viitoare. Și o sunt într-o continuă luptă. La un moment dat devine obositor. Dar uite că nu vine. Uite că tot ne rugăm, tot postim, 21 de zile de post, acum iară stăruință, acum iară botez în apă, acum iară stăruință, mai iară post și rugăciune. Dar nu a venit Hristos încă. Și în așteptarea aceasta crâncenă, la un moment dat, obosim. Și pentru că suntem carne și oase și suntem slabi, ne prinde un lucru așa de ușor și așa de fin. Ne spune Luca 21:34, luați seama, la voi înșivă ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu un buibar de mâncare și băutură și îngrijorările vieții acesteia și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. În câteva ore vom sărbători trecerea din an și mă întreb, oare cum sărbătoresc creștinii trecerea din an? Poate unii vor sta la masă bucuroși de faptul că se mai termină un an și mănâncă împreună. Alții poate vor gândi și Doamne fer la așa ceva să jocnească pahare în cinstea soartei. Alții poate vor pune un film că în timp de seară să ne uităm la ceva împreună. Și alții poate se culcă că oricum au mai trecut de câte ori anul pe lângă noi. Eu mă gândesc că un creștin, un copil al lui Dumnezeu care așteaptă revenirea, îl va căuta pe Domnul în veghere. Ne avem o cântare. La miezul nopții va veni Iisus cu pas domol și vai de cel ce-l va găsi pierdut cu suflet gol. O lume asta de nevoi, cum ne-a orbit acum, crezând că lumea de apoi a întârziat pe drum, dar n-a întârziat, dragii mei. Mântuirea este mai aproape de noi atunci decât atunci când am crezut. Și Iisus Hristos e chiar la uși gata să vină. Întrebarea se pune, cine mai veghează? Că somnul acesta ne-a prins și pe noi. Aceleași prorocii le-am auzit, aceleași predici le-am auzit, dar mai lăsați-ne în pace cu ele, că vine Domnul într-o zi, poate murim noi până vine El. Dar eu vă spun, Hristos e gata să vină, dragii mei, și de aceea să ne trezim din somn ca să fim gata. Știți care este antidotul somnului, ceea ce ne pune să putem fi gata pentru veghe? Luca 21:36. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere. Dragii mei, acum la încheierea anului
V-aș chema să facem o evaluare împreună. Nu știu câți bani ați făcut în anul 2022. Asta poate la taxe veți declara. Nu știu câte case v-ați cumpărat sau mașini în acest an nou. Nu știu câte alte lucruri ați schimbat, haine și câte alte lucruri. Nu știu, dragii mei. Dar v-aș provoca la un singur lucru. Gândiți-vă și evaluați cum a arătat viața dumneavoastră de rugăciune în anul 2022. Cu mine împreună. Să ne gândim cât de mult ne-am rugat. Știți că rugăciunea este elementul care ne ține treji în picioare să veghem în așteptarea revenirii Domnului Iisus Hristos? Știți că rugăciunea deschide ochii să vedem lumea cealaltă? Se roagă Elisei la un moment dat: Doamne, deschide ochii să vadă. Și Dumnezeu îi deschide ochii și vede tainele cerești. Știți că dacă ne-am rugat mai mult noi în cămăruță, nu-i nevoie nici de proroc, nici de altceva, că Dumnezeu îți vorbește inimii tale prin Duhul Sfânt. De-aia ți-o dat Dumnezeu Duhul Sfânt și ție ca și mie, ca să avem părtășie, comuniune cu Dumnezeu. Hai să ne evaluăm cum a fost viața noastră de rugăciune în anul în care a trecut. Și îmi doresc din toată inima, în anul 2023, să avem o viață de rugăciune mai fierbinte, mai aproape de Dumnezeu, mai legată cu Domnul, să nu treacă ziua să nu ne rugăm înainte de Dumnezeu. Sunt primul care admit că am nevoie de corecție în dreptul acesta și mă rog Domnul să mă ajute la aceasta. Și poate și dumneavoastră împreună cu mine. Pentru că Petru spunea, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar, și faceți studiu biblic despre fiară. Fiți înțelepți, dar, și căutați în Apocalipsa când va veni Domnul. Fiți înțelepți, dar, și descifrați prorociile. Fiți înțelepți, dar, și vegheați în vederea rugăciunii. Doamne, ajută la aceasta! O biserică care se roagă este o biserică care este vie, trează și în inima ei vibrează chemarea: vino, Doamne Iisuse! O biserică care e înfășurată cu legătura păcatului adoarme. O biserică care nu mai vrea să muncească, să facă și alții, adoarme. O biserică care nu mai vrea să aștepte, că mă aștept prea mult, adoarme. Dar o biserică care se roagă este vie și așteaptă pe Domnul. Și eu îmi doresc noi să fim biserica aceea. Eu să fiu omul acela care să mă rog fervent să vină Domnul Hristos. Și împreună cu mine, hai în 2023 să ne rugăm mai mult. Să rămânem în picioare, să biruim în ispite, să fim pregătiți pentru întâlnirea cu Domnul și să-L simțim pe Duhul Sfânt în inima noastră. Amin.